TDI ALH a fost detronat la consum, din punctul meu de vedere. Mașina asta este foarte eficientă. Gândiți-vă că este o mașină 4x4 de 1800 care nu e cea mai aerodinamică configurație în comparație cu un sedan sau o mașină mică, plată. Sistemul de propulsie este cu adevărat ingenios. Roțile sunt antrenate de un motor propulsor de 181 de cai și 315 Nm full electric. Acest motor poate primi curent fie din bateria de litiu-ion de 1,4 kW, fie din ansamblul de generator electric de 105 kW antrenat de un motor termic, care nu sunt conectate direct la roți, fie din ambele surse menționate anterior, adică atât pachet generator termic plus electric plus baterie, și la nevoie sistemul poate fi acționat strict pe impuls mecanic, adică motorul termic de 143 de cai și 174 de newton se poate lega direct la roți printr-un ambreiaj controlat electronic, șuntând astfel, ocolind întreg sistemul electric, sau la nevoie întregul pachet, motor termic conectat direct la roți, plus generator electric antrenat de motorul termic să cedeze curent roților prin motorul propulsor electric, plus curentul din baterie. Atunci ai 212 cai și 315 Nm. La o frânare regenerativă, bateria se reîncarcă prin faptul că propulsorul de 181 de cai și 315 Nm devine generator la rândul său. Practic, mașina are 3 moduri mari și late de rulare: electric drive, hybrid drive și engine drive. Calculatorul mașinii combina aceste moduri în zeci de variante în funcție de cum consideră că este mai eficient. Dacă ești un șofer cumpătat așa cum conduce majoritatea în traficul de zi cu zi, poți obține niște consumuri cu adevărat fabuloase pentru mașina asta. Eu am intrat în București la ora 8:30 dimineața de pe A2, pe Bulevardul Teodor Paladi, și am ajuns să merg o oră jumate în trafic bară la bară până în drumul Taberei și acum până în Pipera. Consumul pe toată această perioadă a fost de 4,7%, în condițiile în care a mers perfect normal împreună cu traficul. Pe extraurban ai un consum mai mare cu mașina asta, pentru că ea este gândită pentru un mod mixt, nu un mod exclusiv de a merge în afară, de exemplu. Cei care vor o mașină de strict de mers extraurban poate să-și aleagă mașina asta pentru alte considerente decât pentru consum, cum ar fi cele de parte practică, spațiu și confort. Pe ultimii 716 km parcurși, cu tot cu autostradă, mers sportiv și în localități și acest mers în oraș, am scos un consum de 1,6%. Deci din acești kilometri, aproximativ 150 cred că au fost în oraș și restul pe autostradă. Mi se pare un consum fabulos de bun pentru un SUV mare și greu și 4x4. Pentru că sistemul ăsta antrenează fie roțile din față, fie și cele din spate împreună cu cele din față, fiind un all-wheel drive inteligent. Deci ALH-ul nu mai e rege din punctul meu de vedere pe partea de consum urban. Deci dacă ești un șofer cumpătat și ești gentil cu accelerația, poți să scoți niște consumuri cu adevărat uimitoare. Adică dacă, de exemplu, mergi câțiva kilometri și motorul nu pornește, nu consum benzină deloc. Acest review va fi un pic mai lung pentru că e o mașină specială și am explicat în detaliu toate sistemele și modul de funcționare. Dacă considerați că o oră și 20 de minute de review e prea mult, puteți accelera durata videoului YouTube folosind setările sau puteți sări la capitolele care vă interesează, respectiv prezentare exterioară, prezentare de interior, prezentarea de motor, prezentarea opțiunilor mașinii, a sistemelor infotainment și tura de condus. Eu vă urez vizionare plăcută și am făcut review-ul ăsta detaliat ca cine este interesat de această platformă să o înțeleagă pe deplin. Pentru că au mai făcut persoane review la mașina asta și din punctul meu de vedere a fost făcut neatent și s-a transmis o idee greșită despre ce înseamnă o platformă hibridă. Salutare, dragii mei! Bine v-am regăsit la un review interesant cu o mașină oarecum rară în România, în configurația aceasta, dar sperăm că vom vedea din ce în ce mai multe.
Cu această ocazie mulțumesc Honda Trade din România pentru că mi-a putut pune la dispoziție pentru test drive această mașină. Și pot să zic că au niște oameni foarte pricepuți. Am vorbit cu un director tehnic care mi-a predat mașina. Mi se pare unul din cei mai pregătiți oameni cu care am putut discuta pe domeniul auto. Chiar se vede când niște angajați sunt pasionați de firma lor, firma unde lucrează, pentru că toți conduc produse Honda și chiar sunt bunurile lor personale. Nu e vorba de bunuri împrumutate de la firmă. Cred eu, chiar vorbeam cu Cosmin chestia asta, că parcă un brand oferă mai multă greutate când vezi că angajații chiar folosesc respectivul brand cu încredere. Este un Honda CR-V Hybrid, model 2019. Practic e ultima generație, într-o configurație de nouă o găsim identică și în formatul 2020. Se poate vedea în pliantele de presă că singura diferență este de colorit între ele. Tipizatele pentru 2019 conțin o mașină exact ca aceasta albă, iar cele 2020 conțin o mașină vișinie. Nici o diferență de echipare între ele. Și este o mașină care, din punctul meu de vedere, chiar arată bine. Se vede că este un SUV pe linie asiatică. Putem identifica un design similar și la Kia, și la Hyundai, și la SsangYong, la Honda, la Toyota, practic toți producătorii de SUV-uri de acest format, care aduc în Europa aceste mașini. Menționez că toți acești producători asiatici au o gamă mult mai largă de SUV-uri și sedanuri, însă ele nu se aduc toate în Europa, din păcate. Personal, fiind fan Honda, consider un mare neajuns faptul că nu se importă la noi, în Europa, modelul Honda Accord generația a 10-a. Este o mașină foarte reușită, cu motoare puternice și foarte multe opționale. La fel putem vedea de la competiție în state multe mașini care în Europa nu ajung, cum ar fi, de exemplu, Toyota Avalon sau Acura TLX de la brandul Acura, care este tot din grupul Honda și este eminamente produs pentru Statele Unite. Ca să pun mașina în context, ea este un SUV de talie medie și probabil în America ar fi considerată o mașină mică, dar pentru Europa este o mașină suficient de mare și o să vă arăt la interior că are un spațiu mai mult decât suficient, mai ales pentru locurile din spate. Mașina aceasta are o configurație hibridă, este numită IMMD, adică Intelligent Multimode Drive. Este termenul de marketing folosit de Honda pentru una din tehnologiile lor hibride. Așa cum Toyota folosește termenul de Hybrid Synergy Drive de vreo 20 de ani încoace, la fel Honda a alocat acest termen, care trebuie explicat. Când citești acest termen, nu-ți dai seama exact la ce se referă. Pe foarte scurt, înseamnă că mașina are un motor termic de 2 litri aspirat și două motoare electrice, care funcționează într-o simbioză interesantă. O să detaliez pe larg partea tehnică în momentul în care vorbim de motor, dar până una alta eu sunt de părere că o mașină, indiferent de motorizare, până la urmă trebuie judecată întâi după aspect și funcționalitate. Adică o persoană, un client de Honda, să spunem, va fi interesat de ce poate să facă cu mașina asta. De menționat că toate motorizările astea hibride pot fi adaptate pe nenumărate forme de caroserie. Aceeași tehnologie o vei putea regăsi și pe Honda Accord, și pe Honda Insight, și pe Honda Inspire, pe Honda Clarity. Sunt nenumărate modele care au această platformă, așa cum și la competitorul Toyota. Vom găsi Hybrid Synergy Drive pe aproape orice mașină, de la un Toyota Prius până la ceva gen Avalon sau SUV-uri precum Highlander. Mie unul îmi place acest design. Clar, cred că putem fi de acord toți că este o mașină cu impact. Chiar are niște linii vizibile, niște jante pe 19 inci cu un design aparte și cel puțin în culoarea aceasta alb perlat este pur și simplu superbă. Deși o conduc de aproximativ 2 zile, am făcut undeva la 500 de kilometri cu ea și am tot studiat culoarea, pot să spun că nu prea se vede mizeria pe ea. Deci mașina acum a mers pe autostradă, a avut niște muște pe capotă pe care pur și simplu le-am șters cu un șervețel cu apă, dar uitați-vă ce nuanță perlată frumoasă are culoarea asta. Nu e ceva tipic Honda, dar pur și simplu
culoarea așa cum e aleasă mi se pare foarte drăguț. E un alb care pare să nu rețină mizerie pe el. E adevărat că mașina fiind nouă este și ceruită și lăcuită și polișată și are detailing-ul făcut din fabrică, așa că se prezintă bine. În România poți comanda această caroserie cu un număr limitat de motorizări, din nou o politică europeană a Honda, nu este o problemă care să țină de dealerul local, și anume, mașina asta poate fi comandată cu un motor 1.5 VTEC Turbo de aproximativ 182 de cai sau 193, depinde de configurație, pe cutie CVT și această variantă pe platformă hibridă cu motor de 2 litri aspirat de 143 de cai și două motoare electrice, unul generator și unul propulsor, cel din urmă având o putere de aproximativ 181 de cai și 315 Nm. Alte variante de motorizări în Europa, cel puțin în România, nu se aduc. Caroseria asta s-a mai produs cu 1.5 turbo de 173 de cai pe cutie manual în 6 trepte, 1.5 diesel biturbo cu o cutie ZF 9HP montată cu 9 trepte și un 2.4 aspirat din seria Earth Dreams. Este motorul K24W cu injecție directă și aproximativ 185 de cai și cutie CVT. Însă acele variante sunt rezervate exclusiv pieței americane, din câte m-am interesat. Păcat, cred că era o configurație interesantă. Acel motor K24W este similar cu ce am eu pe Honda mea Accord. Diferența este că e generație mai nouă și are injecție directă. Și evident, emisii, normă de emisii mult mai bună. Dar, până la urmă, hai să vă arăt ce putem lua noi din România. Această mașină, așa cum o vedeți, are un preț de listă de aproximativ 45.000 de euro, fiind varianta executive, cu toate opționalele incluse. Mașina poate fi comandată în 3 pachete de echipare, care au o diferențiere de aproximativ 3.000 de euro între fiecare pachet și se merge pe ideologia asiaticilor, care produc mașini echipate niște pachete. Adică nu ai ca la producătorii nemțești liste întregi de opționale care se pot bifa și configura, ci ai niște pachete mari și late care conțin nenumărate opțiuni, structurate, zic eu, suficient de ok. Și în felul ăsta, practic, nu prea ai pe ce să cheltuiești pe opționale și mașinile sunt și mai ușor de configurat și mai ușor de produs. Pentru că fabricii este mai ușor să fixeze 3 pachete de opțiuni pe care să le ofere la vânzare. Aparent poate părea mult prețul, dar gândiți-vă că pentru o competitoare din Germania, în acest preț nu cred că primești toate opționalele pe care le oferă această mașină. Arată chiar bine, am mai zis chestia asta, dar tot mă uit la ea și îmi vine să o laud. Și îmi place cum au îmbinat bandourile și cu niște elemente de crom în partea de jos, aduce cumva cu conceptul de Audi Allroad sau de Volvo Cross Country, fiind totuși un SUV 4x4, e de apreciat că au dat atenție acestor bandouri de plastic care dau contur întregii mașini și faptul că au pus un contur cromat care însă este retras. Putem vedea că proeminent este acesta, care e de plastic negru, astfel încât dacă mașina va fi băgată pe un teren mai puțin prietenos, nu se vor zgâria. Și încă o chestie de apreciat, ușa acoperă întreg pragul, astfel încât după ce vei rula pe un teren murdar, pragul ce se expune când ușile se deschid va fi perfect curat și asta înseamnă că o să ai pantalonii curați. În general, fiind mașini înalte, s-ar putea ca anumite persoane să aibă mici dificultăți în a intra corect cu picioarele și atunci la o mașină care nu are acest sistem, s-ar murdări pe picioare. De asemenea, mi se pare că look-ul este completat perfect și de aceste bare metalizate, care au și rol practic, pentru că de ele se poate prinde sistem de bare transversale pentru activități, cum ar fi schi, bicicletă sau o cutie de bagaje. Și îi dă un contur perfect aliniat, zic eu. Adică nici nu are un design foarte țipător, nu vrea să iasă foarte în evidență, dar cu siguranță nu trece neobservată cu această siluetă. Hai să vedem cam ce oferă mașina pe parte de spațiu practic.
fiind echipare vârf de gamă cu keyless entry, keyless go, are o cheie pe care o porți în buzunar și poți deschide portbagajul atât prin gesturi mâini libere, adică folosești o mișcare cu piciorul pe sub bară, sau ținând apăsat butonul telecomenzii. Mi se pare că are o deschidere ok, nu e nici rapidă, nici lentă, ceea ce înseamnă că mecanismul nu e forțat și din câte am observat tehnic, telescopul motor este doar acesta, deși ele arată identic și anume pentru care acest cablu aici. Putem vedea în partea dreaptă că nu există niciun fel de cablu. Deci probabil acest telescop are rol de arc amortizor, iar acesta are rol de parte motorizată. Putem vedea că portbagajul are o deschidere foarte mare. Nu este cel mai mare din clasă, de exemplu Toyota RAV4 are aproximativ 100 de litri în plus, cred că mai exact 80 dacă nu mă înșel. Dar oricum, ai 497 de litri și un spațiu suficient pe înălțime. Mașina fiind un SUV, are o formă cubică, deci nu ai limitări de spațiu, nu ai colțuri și chiar mi se pare ok această deschidere. Și mai are un truc interesant la partea de portbagaj, care se poate vedea aici. Vedem scris că există mențiunea aceasta, hold to set height. Eu, de exemplu, am 1,90 și această deschidere mie mi este suficientă pentru a acționa portbagajul ca să ajung la el. Dacă, în schimb, ești o persoană mai scundă sau pur și simplu nu vrei să lași portbagajul să se deschidă atât, poate din motive de garaj foarte scund, că putem vedea că portbagajul este totuși cu niște zeci de centimetri peste înălțimea plafonului, Honda a integrat o opțiune interesantă și anume, tragi frumos cu mâna de portbagaj, să zicem până la această înălțime. Ții lung apăsat pe acest buton, până auzi acest piuit și în momentul acesta portbagajul a reținut această înălțime. Dacă îl închizi și îl vei redeschide, portbagajul va păstra setarea potrivită anterior. Putem vedea că nu se deschide până la maximul respectiv. O chestie foarte interesantă, bănuiesc că au și alte mașini, dar sincer din ce am testat eu, este prima dată când văd înălțimea asta. Eu fiind înalt, o să mi-l resetez pe poziția maximă. O chestie interesantă la portbagaj și am mai observat. Acest oblon se poate deschide și monta așa. Momentan nimic interesant, însă are un mic detaliu. De exemplu aici există niște cleme cu o buză ridicată. Această buză intră perfect în zona asta și vedem că previne căderea acestui oblon. Dacă în schimb vrei să-l lași neapărat, poți să o faci așa. Și o chestie interesantă, că asta vreau să arăt, acest cadru se poate da jos. Și ce mi-a plăcut este atenția la detalii, și anume că în capăt are o pâslă care este profilată pe acest model și putem vedea că nu va zgâria capitonajul ăsta de plastic de aici, adică dacă lăsa un capac de plastic tare sau metal, cu siguranță în timp aici ar fi apărut o grămadă de zgârieturi. Portbagajul nu are mărimea maximă în clasă, din punctul meu de vedere, pentru că sub partea de aici se află bateria de litiu-ion de 1,4 kW, care alimentează sistemul IMMD, Multimode Drive. Însă ai un spațiu de stocare aici, pentru partea de scule, compresor și kit de pană, pentru că mașina nu vine cu roată de rezervă nici mărime mică, nici mărime mare și dacă vrei neapărat să ai un spațiu, poți scoate această piesă și vei avea aici un loc de, nu știu, 50-100 de litri cât poate să fie în spațiu ăsta aici. Și asta este explicația, mai este o mențiune, versiunea CRV standard poate veni cu o a doua banchetă, adică să aibă 7 locuri, însă această variantă nu poate fi echipată cu 7 locuri din cauza bateriei care se află în partea de dedesubt. Dar din punctul meu de vedere chiar un portbagaj suficient și putem vedea că aici are o zonă scobită cu o priză de 12V și 180W, un cârlig de agățare și aici este un subwoofer pentru că mașina are un sistem audio mai premium și are un număr multiplicat de boxe. Se află standard aici cârlige de prindere pentru plase în partea asta și putem vedea sistemul de rabatare al banchetelor.
Acestea pot fi rabatate atât cu aceste cleme, cât și din interior cu acestea de aici, care mai au încă un rol suplimentar pe care îl voi arăta. Uitați-vă ce simplu se duc banchetele în față. De apreciat că centurile de siguranță sunt situate în lateralul banchetei și făcând această manevră, obții un spațiu de încărcare de 1700 de litri, care este și perfect plan și putem vedea că aici există niște flapsuri, astea, care previn intrarea murdăriei sau căderea unor lucruri dedesubt și ce mai este de apreciat e că acest flaps este din placaj, nu este o simplă mochetă care nu se va îndoi. Zic eu, atenție la detalii, o mochetă suficient de ok pentru clasa asta de mașină și un singur regret să spun așa, de fapt ar fi două, odată că acest placaj oblon nu poate fi depozitat nicăieri, mi-ar fi plăcut să existe un spațiu aici undeva unde poți să-l pui și în al doilea rând să existe o opțiune de trapă prin banchetă pentru a căra anumite materiale lungi, cum ar fi, nu știu, o galerie de perdea de la Ikea sau o pereche de schiuri, pentru că mașina are cotieră și s-ar fi putut face accesul pe acolo. În rest, pot să declar că ăsta poate fi un spațiu de cazare perfect la Vama Veche în sezonul acesta, având în vedere aglomerația de pe litoral. Un alt aspect interesant al banchetelor, v-am explicat mai devreme că se face suprafață plană de încărcare, este mecanismul de coborâre al șezutului. Putem vedea că la acționarea manuală a acestui spătar, observați cum șezutul descrie o mișcare eliptică și coboară lăsând loc spătarului. Seamănă cumva cu opțiunea Magic Seats pe care o are Civic-ul, însă am mai văzut genul ăsta de opțiune pe Honda Accord 7 Tourer, care are exact același mecanism. Încă un detaliu interesant de apreciat, aceste tapiserii de piele sunt cu fermoar și pot fi date jos pentru curățare, cândva. Deși, în principiu, dacă întreții pielea ok, nu va fi nevoie să faci chestia asta. Și încă un aspect interesant al banchetei este că folosind această clemă de aici, poți regla pe două poziții unghiul spătarului și pot să zic că este foarte comod. Mecanismul este extrem de simplu, pur și simplu este o ială care are două poziții. Nimic complicat, nu are ce să se strice la el. Hai să vedem și cum se stă în spate. Menționez că am reglat pentru mine acest scaun și uitați-vă cât loc este la picioare. Și ce mai e de apreciat e că deși mașina e 4x4 și are un cardan pe mijloc, pentru că este un sistem all-wheel drive standard, spre deosebire de Toyota RAV4 care are un motor electric pe puntea spate, astfel simulând un sistem de 4x4, un sistem similar cu ce oferă Peugeot-ul 508 EHDi, în varianta aceea de echipare RXH, adică hibridul lor cu motor diesel 2 litri HDi și o punte spate electrică. Deci o podea perfect plană, nu poate decât să-mi placă. Accesul se face foarte facil, pentru că gura de deschidere este perfect pătrată și uitați-vă cât loc am aici. Adică este o banchetă care poate primi orice gabarit de om, din punctul meu de vedere, și cu adevărat este o zonă unde pot sta trei oameni foarte confortabil, inclusiv pe mijloc, unde șezutul este o idee mai tare, dar observăm că am spațiu suficient la cap, chiar și pe mijloc. Și luând în considerare faptul că mașina are trapă, deci tavanul este puțin mai lăsat ca să intre acest mecanism. Chiar se stă confortabil din punctul meu de vedere și dacă facem și manevra de lăsare a spătarului, putem vedea cât de confortabil poți sta la drum lung. Adică aici se doarme excelent din punctul meu de vedere. Stai foarte bine. Uitați-vă la spate cum vine, tetiera are și ea un unghi și poate fi ridicată și se stă foarte comod așa. Avem suplimentar și o cotieră, tot așa de piele, simplă, cu doi suporți de pahar clasici. N-ai niciun mecanism care să se strice, îmi place faptul că are suficientă lățime și că îți lasă o zonă întreagă la cot, adică nu îți lasă, de exemplu, suportul ăsta mai spre spate, ca să nu-ți intre cotul în el. Poate să stai aici două mâini fără probleme, chiar și un copil mic îl poți pune, deși evident nu indicat să transporti altfel decât cu scaun Isofix. Mașina, apropo, are sistem Isofix, se văd aici
cele două simboluri de prindere și există prinderi și în portbagaj pentru acele cablaje ale scaunului. Materialele fețelor de ușă mi se par ok. Unii ar critica zona asta că e puțin mai tare, însă eu prefer pentru că aici e o zonă de uzură unde stai cu cotul și aici la fel, unde atingi cu piciorul. Uitați-vă la aceste zgârieturi mici care se șterg dacă dau așa, nu-i problemă. Ideea este că dacă ai avea piele moale aici și zgârii cu piciorul, o strici. Nu poate decât să îmi placă genul ăsta de material. Aici este exact același tip de piele ca pe scaune și un minim de zonă cu piano black. Putem vedea aici că există o încălzire în scaune pentru fiecare porțiunea banchetei, reglabilă pe 3 poziții, sunt 3 LED-uri care se aprind și fiecare pasager are posibilitatea de a închide și a deschide prin ială mecanică, boxe cu tweeter și o insonorizare bună prin faptul că avem cheddar și jos cu prag complet. Uitați-vă pragul acela curat despre care spuneam. Este chiar de lăudat chestia asta și cel mai important, o deschidere a ușii de 90 de grade. Deci aici poți să bagi un butoi de petrol fără probleme. Ușile se închid și se deschid ușor, nu trebuie trântite și nu pare să aibă lufturi mașina. Chiar m-am uitat mai atent la anumite mașini. Chestia asta mi se pare ok și oricum văd că într-adevăr pe parte de protecție pietoni au devenit standard niște chestiuni care impun fixarea barei nu foarte rigid. Și anume aici vom vedea că aceste ornamente au un ușor joc, însă într-adevăr sunt moi, dacă ar fi să lovești un pieton, îi riscul de a-i răni picioarele sunt mai mici. Însă tot ansamblul pare destul de fix. Nu mi se pare nimic în neregulă aici. Și hai să vedem cum se stă și la pasager. Observăm sigla pentru blind spot, care folosește senzorii radar de spate de la parcare. Din nou în față, ușile se deschid undeva la, cred că 80 de grade. Nici n-aș vrea o deschidere de 90 de grade în față, pentru că porma abia închizi ușa, mânerul fiind totuși central poziționat. Îmi place că există suport pentru două sticle în față, cât și un spațiu îngust, unde poți să mai pui tot felul de chei. Aici avem iarăși un spațiu astupat, adică sunt unele mânere care sunt deschise aici și nu poți să pui nimic și de aprecia că în partea asta există un fel de cauciuc moale care nu va zgâria plasticul. Din nou putem vedea comutatorul de închis deschis care poate fi accesat de pasager sau folosind această manetă de aici și îmi place acest trim care este o imitație de lemn, este un colant special dar care arată frumos și se și simte plăcut la atingere. Și contrastul datuși este frumos, adică de multe ori când pui lemn pe anumite mașini, parcă nu se potrivește, dar puteți vedea aici că chiar este un interior de bun simț, din punctul meu de vedere. Și cam atât ar fi despre ușă. Îmi place iarăși că au folosit un minim de piano black și chiar dacă se zgârie, nu e o suprafață majoritară a ușii, așa că nu se va vedea. Aici este scaunul aproape pe poziția maxim față și uitați-vă cât loc am la genunchi. Dacă ar fi pentru mine, l-aș sta un pic mai în spate și ați văzut că în continuare în spate se păstrează suficient loc. Deci cu mașina asta, chiar și cu scaunul dat maxim în spate, aici nu vei deranja pasagerii la genunchi. Ai suficient spațiu, poți să stai cu picioarele oricum vrei, loc la genunchi. Aici este un airbag de genunchi. Deschiderea torpedoului este ușoară și se poate face fără a mișca prea mult piciorul în lateral și pot să laud o chestie față de Honda Accord 7, de exemplu. Acum torpedoul se închide la dungă. Pe modelele cum este Honda mea au avut o eroare de fabricație și rămân ceva de genul așa, chiar și când este ea la închis sau un luft. O chestie minoră, dar enervantă pentru posesori. Acest bord este dintr-un plastic moale cu cusături care sunt imitate, însă arată bine și putem vedea că nu are deloc un design al nostru din punctul meu de vedere. Cotiera este reglabilă pe lungime doar și are un spațiu modulabil, adică aici are o zonă adâncă și o zonă care poate fi modificată așa sau dacă duci piesa asta până în capăt și o ridici, putem vedea că are niște clipsuri cu arc care sunt foarte robuste și poți să o montezi așa.
și o pui jos acolo și uitați-vă cât am mai spațiu de încărcare aici. Mașina stă foarte bine pe porturi, adică ai intrare HDMI, o intrare USB pentru muzică, o intrare de încărcător și o priză de 12V și 180W și în cotieră și în față aici. Suporți de pahar cu prindere. O singură critică aș avea, nu prea ai un loc în care să-ți încapă un telefon din ăsta mai mare. Adică eu am Galaxy S10 Plus și aici nu-mi încape. Spațiul ăsta e prea mic și așa și așa. Și tăvița asta la fel, însă ți încape telefonul băgat jos acolo. Am văzut că există posibilitatea de încărcare wireless pe anumite echipări și unii ar mai critica faptul că în această consolă nu ai decât aceste butoane, doar butoanele astea sunt situate aici. Pe CRV-ul vechi nu aveai consolă în centru aici și era totul prea lejer. De fapt, pe asta ai problemă că nu ai spații de stocare. Acolo, de exemplu, pentru că aveai un perete drept până jos, existau două sertărașe mici ca niște scrumiere. Am auzit critici pe partea asta, pe mine nu mă deranjează și mi se pare că designul arată foarte ok. La fel, partea de sus aici este ridicată, nu obstrucționează vederea, ai oglinzi cu iluminat și aici sunt niște comenzi mixte pentru trapă și lumină. Toate aceste lumini sunt LED. Mașina undeva în zona asta aici are două spoturi care se aprind noaptea și mai are în fiecare mâner de ușă, respectiv undeva sus aici și la picioare, LED-uri albe. Deci ai un fel de iluminat ambiental noaptea. Interesantă chestia asta. Și aici ai un comutator pentru airbag care are un martor aici aprins în centru. Hai să vedem și la șofer cum se stă. O mică, iarăși un mic comentariu, scaunul electric al șoferului este reglabil pe 8 direcții plus lombar pe 4, adică ai sus, jos, sus, jos, înainte, înapoi și înainte, înapoi, spătar. Comenzile scaunului de pasager sunt manuale și nu poate fi reglat pe înălțime așa. În rest, măcar cel al șoferului conține toate aceste reglaje, iar tetiera are un buton cu care se poate varia unghiul atât pentru șofer cât și pentru pasager. Accesul în mașină se face facil și are o planșă de bord foarte interesantă care, să zic, e un pic rămasă în urmă pe partea de soft. Chestia asta e general valabilă la mașinile japoneze, deși ei au firme mari de IT care produc atât software cât și hardware. Și putem vedea că, deși tableta are o dimensiune generoasă, propriu zis ecranul este o mică parte din această tabletă, dar o să vă arăt mai târziu toate funcțiile mașinii. Volanul este ok, învelit în piele, cu cusătură. Singura critică a lui este că necesită un pic de timp de obișnuire cu aceste comenzi, fiind niște butoane destul de rigide la atingere și cu un scris oarecum mic. Adică trebuie să-ți iei un pic ochii de la drum până să te obișnuiești cu ele, dar o să vi le detaliez pe toate ulterior. Aici e zona de sisteme de asistență. Mașina asta le are pe toate și are inclusiv niște butoane pentru încălzirea în zona de jos a parbrizului și pentru spălătoarele de far, senzor de parcare, deschidere portbagaj, avertizări sonore pe mod electric, o să le detaliez mai încolo, dar cam așa este imaginea de ansamblu a acestui bord. Chiar ce mai interesant, are scaune electrice cu memorii și cheia conține un înscris, a mea scrie pe ea Driver 2 și această cheie poate fi folosită pentru a stoca informații și setări care țin de toate sistemele mașinii, reglajul în scaune, reglajul heads-up display-ului, setările din sistemul de navi. Din punctul meu de vedere chiar se stă ok la volan. Ai pedalele cu spațiu suficient și acolo sunt comutatoarele pentru deschiderea capotei și a flapsului de la benzină. Aceste materiale toate sunt plăcute la atingere, au linia asta de crom, guri de aerisire suficiente și
un sistem de climatizare interesant care folosește un compresor electric. Hai să vă arăt și partea de motor, unde ar fi mult de explicat și pe urmă ne întoarcem în mașină ca să vă detaliez toate sistemele astea de aici. Că e păcat să nu le arăt, având în vedere că avem un virtual cockpit. Fac o mică pauză în zona de faruri, pentru că n-am apucat să le detaliez. Așa cum este norma industriei la ora actuală, se merge pe far full LED și proiectoare full LED. Sunt niște mici diferențe de nuanță. Acest far folosește un grup de 9 reflectoare, fiecare cu LED-ul ei. Reflector înseamnă niște oglinzi multifacetate, nu lupe. Și pentru a obține efectul de fază scurtă se aprinde zona asta, pentru efectul de fază lungă se aprinde și zona asta. Suplimentar, folosind camera inteligentă din parbriz, farurile se adaptează în funcție de luminozitatea mașinilor din sens opus, ca să nu orbească participanții la trafic. Suplimentar, aici se poate găsi un sistem de cornering light. Aceste LED-uri se activează prin rotirea volanului la viteze mici sau punerea semnalizării și se aprind și când se selectează treapta de marșarier. Semnalizarea și partea de poziții daytime running lights sunt pe această ramă exterioară, iar proiectorul este și el pe LED, însă folosește niște proiectoare, adică are niște lupe în partea asta care se pot vedea. Probabil s-a ales varianta asta pentru intensitate, niște LED-uri simple nu ar fi făcut efectul scontat. Dar partea interesantă este cea a motorizării, a întregului sistem numit IMMD, Intelligent Multimode Drive. La baza acestui sistem regăsim un motor din seria L, adică familia Earth Dreams, așa cum este numită popular de către Honda. Asta este exact cum BMW numește tehnologia Twin Power Turbo sau cum regăsim termenul de Pure Tech de la grupul PSA. Practic, sunt o sumedenie de tehnologii care, însumate, ne oferă un motor potent și cu emisii de poluare foarte mici. De exemplu, la BMW, Twin Power Turbo nu înseamnă că sunt două turbine, ci sunt patru elemente care sunt combinate în funcție de motorizare în diverse proporții, adică avem odată injecție directă, sistem de distribuție variabilă dublă VANOS, un sistem de variație a pasului supapei în mod continuu numit valvetronic și supraalimentare prin turbină într-un singur stadiu, în stadiu twin scroll sau prin două turbine, fie simple, fie twin scroll, depinde de motorizare. Exact așa este și termenul VTEC al motoarelor de Honda. Termenul înseamnă Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, inclusiv acest motor îl are, însă când spui VTEC, nu înseamnă același lucru pe toate aceste motorizări. De exemplu, pe Civicul Turbo de 1.5 nu există variație de pas al supapei, există doar distribuție variabilă pe ambii arbori și un sistem turbo cu o injecție directă. Pe motorul meu, K24, VTEC înseamnă adâncimea la care coboară supapele, adică arborii cu came au două profile de came, selectabile automat de către calculator în funcție de turația motorului și de necesarul de putere. Civicul Type-R generație 10 are VTEC doar pe arborele de evacuare. Partea de admisie este cu pas fix și este controlată prin debit de către turbină. Nuanțe. Dar o să mă limitez la acest motor. El este serie L, are cod LFA1, capacitate cilindrică 1993 de centimetri cubi, 4 cilindri în linie montați transversal, 143 de cai și 174 de Nm. Motorul este DOHC, adică are 2 arbori cu came, evacuare și admisie. Pe partea de admisie există un variator de fază a distribuției, adică este un rotor hidraulic cu două camere, controlat de un solenoid electrohidraulic care lasă uleiul să intre alternativ într-una din camerele rotorului, astfel încât se poate varia poziția, faza camelor în raport cu distribuția pe lanț. Există două lanțuri, unul pentru etajul chiulasei, care antrenează cei doi arbori cu came, și încă un lanț care antrenează pompa de ulei ce se află în baie. În rest, motorul nu are injecție directă. Folosește injecție indirectă, este o particularitate a familiei L. În general, astea sunt cu injecție directă toate ultimele, însă acesta pentru că este un motor care nu antrenează direct roțile în cea mai mare parte a timpului,
este gândit să fie un generator de curent, să funcționeze liniar. Nu are nevoie de variații foarte mari de putere și atunci de-aia nu se aplică injecție directă. Și în felul ăsta și emisiile de oxizi de azot sunt mult mai mici, folosindu-se injecție indirectă și sunt și spălate supapele. Deci nu există depuneri de carbon pe partea de admisie. Știm cu toții că motoarele cu injecție directă suferă de depuneri în general și de asta, de exemplu, Audi a mers pe codurile EA888 generație 2 și 3 cu o a doua rampă de injectoare indirectă pe partea de admisie, în paralel cu cea directă. Acest motor nu are nicio anexă pe curea, nu există curea de accesorii, deci pompa de apă, compresorul de aer condiționat sunt pe motoare electrice, alimentate de acest cablaj. Adică nu există sarcină parazit. Suplimentar există și o pompă de căldură care își preia temperatura printr-o țeavă care iese din galeria de evacuare, direct din zona catalizatorului și se duce undeva în zona asta de aici, de jos. Deci, practic, toate aceste servicii de răcire, de circulație antigelului și de aer condiționat pot funcționa și cu motorul termic oprit. Acum, acest motor trebuie gândit ca un motor generator. Practic, sistemul ăsta IMMD conține trei elemente. Acest motor termic cu puterile menționate anterior și în loc de cutie de viteze, mașina asta nu are cutie de viteze deloc, are două motoare electrice. Unul numit generator, care are 105 kW și unul propulsor, care are 181 de cai și 315 Nm. Teoretic, toată puterea sistemului cumulat poate atinge 212 cai și 315 Nm, dar în marea parte a timpului roțile sunt antrenate pur electric de către motorul propulsor de 181 de cai și 315 Nm. Neexistând cutie de viteze, există totuși o situație în care motorul poate antrena direct roțile, fiind cuplat printr-un ambreiaj mecanic controlat de computer. Și e ca și cum la o mașină normală mergi cu viteza 6, adică există un raport de demultiplicare de 0,8, iar un raport de rație finală de 3,8. Deci, practic, la o anumită turație, să spunem 2000 de ture și undeva la 100-110 km pe oră, se poate alege modul engine drive. Îl alege computer automat și, practic, șuntează partea electrică și conectează motorul direct la roți. Mai există modul EV drive, în care mașina își ia curent doar din baterie, motorul termic este oprit și motorul propulsor de 181 de cai antrenează roțile și mai este hybrid drive, cel care presupune că roțile sunt antrenate în continuare de motorul electric, însă curentul aferent este cedat fie de motor prin rotirea generatorului de 105 kW și prin debitarea bateriei. Adică, practic, avem aceste trei moduri: EV drive, hybrid drive și engine drive, care la rândul lor au niște submoduri pe care computerul le decide. Adică el decide în funcție de situația de mers cum e mai bine. Să primească curent doar de la motor plus generator sau să extragă curent din baterie sau să primească curent și de la motor și prin generator și de la baterie sau să încarce mașina în momentul în care se folosește frânarea regenerativă, pentru că în momentul în care ridici pedala de accelerație, motorul propulsor de 181 de cai devine generator și întoarce acel curent înapoi în baterie. Acest sistem poate fi de asemenea încărcat de către motor direct, adică motorul pornește, antrenează generatorul și se duce curentul strict în baterie și atunci avem o linie directă de încărcare. O să vă arăt la interior pe partea de ecrane cum se prezintă. Vreau să sumarizez sistemul ăsta, cumva plastic, ca să înțeleagă lumea mai ușor, folosind un exemplu poate comic, dar zic eu simplu. Gândiți-vă că voi sunteți motorul de 181 de cai și 315 Nm. Persoană, ca să depui efort, să zicem că trebuie să bei apă. Apa este curentul. Ca să bei acea apă, trebuie să o iei dintr-un pahar. Paharul va fi bateria de litiu-ion de 1,4 kW situată în portbagaj. Și suplimentar, ai nevoie și de o entitate care să-ți umple paharul, respectiv un robinet. Să considerăm robinetul ca fiind motorul termic plus motorul generator de 105 kW. Dacă, de exemplu, paharul este plin, robinetul este oprit și tu vrei să pleci de pe loc, ai nevoie de apă ca să ai energie. Acea apă
pentru o perioadă scurtă, o vei extrage din pahar, adică din bateria de 1,4 kW. La un moment dat, dacă bei apă foarte repede pentru că face efort, apa din pahar se va termina. Când sistemul simte că urmează să se termine sau că chiar s-a terminat, dă drumul la robinet, adică motor termic plus generator. Acea apă produsă poate să ajungă direct la tine să o bei, adică la motorul generator de 181 de cai, sau poate să se și ducă în baterie. Sau suplimentar, dacă ești foarte însetat, tu poți să primești apă atât de la robinet, adică motor termic plus generator, cât și din pahar. Deci dacă ești super, super însetat, tu vei primi apă din două locuri. În momentul în care tu nu mai faci efort și o iei la vale, dai niște apă înapoi. Acea apă se varsă înapoi în pahar și îl reumpre. Cam așa funcționează frânarea regenerativă. Există o particularitate când, dacă se împlinesc condițiile și tu, să zic, nu mai ai nevoie de apă, dar poți să faci efort în continuare, parte din robinet, adică doar acest motor termic, te poate antrena, adică pe tine roți, te duci direct cu sarcina asta în motor și șuntezi, ocolezi cele două motoare. Trebuie să explic că aceste motoare sunt trifazice, adică ele folosesc curent alternativ, de-aia aceste cablaje sunt atât de evidențiate, pentru că un curent alternativ oferă mult mai mult cuplu. Și bateria însă, care are aproximativ 200-300 V undeva în intervalul ăsta, nu am găsit specificații exacte, doar capacitatea de 1,4 kWh, este pe curent continuu și atunci avem nevoie de un dispozitiv numit invertor, care poate să treacă curentul continuu în curent alternativ și invers. Pentru că acel invertor se încinge foarte tare, are nevoie de un sistem de răcire separat, care folosește antigel Honda Type 2, exact acel al motorului. De menționat că toate sistemele hibride folosesc acest invertor, pentru că strig motoarele de propulsie și generatoarele funcționează exclusiv pe curent alternativ. Gândiți-vă la chestia asta ca și cum apa aia pe care o beți trece printr-un proces de filtrare. Acel filtru este invertorul. Așa aș defini cel mai simplu chestia asta. E un sistem deosebit de simplu, care nu are componente mecanice ample așa cum are sistemul de Toyota și cred că ați înțeles destul de ușor cum funcționează. Adică ceea ce este de reținut din toată povestea asta este că Honda a avut o abordare mult mai simplistă asupra sistemului hibrid. Nu zic că sistemul de la Toyota nu este bun, însă ei oferă o alternativă. Are mai puțină complexitate mecanică și depinde mai puțin de anumite componente care au pierdere. De exemplu, hibridurile plug-in ca să facă frânare regenerativă nu sunt foarte eficiente, pentru că în momentul când inerția cedată de roți înapoi în sistem, trebuie să treacă printr-o întreagă cutie de viteze, fie CVT, fie cu 6 trepte, fie cu 8 trepte, fie ceva ECVT, cum este cea de Toyota, presupune o pierdere mecanică. Undeva la 20% din acel lucru mecanic pur și simplu se pierde pe un efort. Aici nu este vorba de așa ceva, pentru că motorul generator de 105 kW e cuplat direct la motor, iar motorul propulsor de 181 de cai este cuplat direct la roată. Are evident niște mici pinioane prin care se leagă, dar pierderea mecanică este minimă, e un sistem mult mai simplu. Și ceea ce trebuie înțeles este că prin pedala de accelerație tu controlezi turația motorului electric de 181 de cai, nu turația acestui motor. Dacă scoți transmisia pe liber și apeși pedala de accelerație, motorul ăsta nu se turează. El pornește, e pornit de către computer la nevoie. Ce mai are mașina interesant este că are un sistem 4x4 clasic, adică spre deosebire de RAV4, roțile sunt antrenate cu cardan și sistem similar Haldex. Toyota RAV4 folosește pentru punte spate o punte motorizată electric și simulează efectul de 4x4, dar nu are rafinamentul unui sistem mecanic. Acesta folosește o pompă de ambreiaj, care este o pompă cu ambreiaje care funcționează cu presiune pe ulei, antrenată de un motor electric. Acel motor electric este situat undeva în zona de mijloc a mașinii și e comandat direct de computer, adică mașina monormal e tracțiune față și la nevoie devine 4x4 prin strângerea acelui pachet de ambreiaje, îl presurizează. Deci, practic, chestia asta e controlată de un solenoid. Ce mai interesant e că mașina folosește un format clasic de suspensii simplu și robust, și anume MacPherson pe față, iar pe spate are un sistem multilink, care se poate vedea aici. Brațe și bascule. E un sistem robust, asta pentru că platforma asta de CRV, cât și cea anterioară, împart lucruri comune cu platforma de Civic.
Acum hai să trecem la interior să vă arăt sistemele mașinii, că ar fi păcat să nu le detaliez. Am revenit în cabină. Hai să vă arăt ce face această consolă. CRV-ul standard, care are 1.5 turbo benzină, are un sistem cu levier clasic pentru cutia automată, însă pentru această mașină s-a optat pentru folosirea unui sistem cu butoane, care e destul de interesant făcut. Deci, practic, astea sunt pozițiile cutiei, modurile de conducere și partea de frână de mână electrică și funcția de brake hold, adică hill start assist. Pentru a putea opera cutia, trebuie să ai frâna apăsată și pentru a selecta park, apeși buton. Pentru marșarier se trage această clapetă în spate, mă notifică prin piuit că nu am apăsat frâna. La fel, pentru neutru se apasă, cât și pentru drive. Toate butoanele au niște LED-uri de poziționare, acesta este încercuit în verde. Modurile cutiei sunt cel sport. Acest mod sport prioritizează performanțele și implicit va genera un consum mărit pentru că ține motorul mai turat ca să producă mai mult curent acea apă, cum am descris eu, plastic. Iar modul economy optimizează consumul să fie mai mic, adică reduce din capacitatea mașinii de a rula sportiv și optimizează și partea de climatizare. La apăsarea acestui buton poți rula complet electric pentru maxim 2 km dacă se împlinesc anumite condiții. Te deplasezi într-o anumită viteză. Mașina poate să ruleze electric până pe la 100 de km pe oră, dar trebuie să apeși accelerația foarte ușor. Bateria trebuie să fie încărcată și un sistem pe care îl accesezi la buton, însă mașina trebuie să te lase să faci acest lucru. Oricum, ea 99% din timp va rula cât posibil pe acest mod electric, adică va trage curent din baterie sau din motorul generator. Aici avem bordul cockpit digital și sistemul de navigație. O chestie interesantă legat de cutie. Dacă pe partea asta selectezi poziția de dreapta la selectorul de oglinzi, în momentul în care cuplezi dreapta de marșarier, oglinda va coborâ și ți se va activa sistemul de camere de marșarier. Ce este ciudat este că, de exemplu, dacă pe o stradă cum e asta vrei să faci o manevră de întoarcere din 4-5 mișcări, la alternarea între reverse și drive, oglinda va tot balea sus, jos, iară drive, iară reverse. Mi-ar fi plăcut ca această oglindă să păstreze totuși poziția asta lăsată pentru 5 secunde, chiar dacă ai selectat drive. Pentru că, de exemplu, la această manevră de 5 mișcări, oglinda o să facă 5 baleri, când ar fi putut să facă doar una. E o sugestie de modificare pentru viitor. Camera de marșarier are 3 vederi, vedere wide, vedere normală și vedere de sus și suplimentar există acest buton pentru sistemul de avertizare din lateral, adică de exemplu când ai cu spatele dintr-o parcare, ți se vor colora portocaliu niște săgeți în cazul în care din lateral vin niște mașini pe care nu le observi. Acel sistem folosește senzorii de parcare radar din spatele mașinii și ajută foarte mult atunci când ieși dintr-o parcare sau pur și simplu dai cu spatele și nu ai vizibilitate. Acum să vă arăt funcțiile astea ecranului de navigație. Aici ai un sistem infotainment care e puțin rămas în urmă față de ce se practică în piață în prezent. Nu e, are foarte multe funcții, însă are aspectul ăsta de mai ciudățel. Putem vedea că rama navigației este mare, însă propriu zis ecranul e o mică porțiune din această tabletă, dar totuși are un contrast vizibil și o luminozitate foarte bună. Și putem vedea că are niște scurtături care fac exact ce scrie pe ele și niște submeniuri. De exemplu, dacă intrăm pe navigație, o să avem posibilitatea de a face diverse setări care țin de sistemul de navi. E ușor de folosit sistemul, am venit cu el, nu am simțit nevoia de Waze și îmi place că nu e atât de intrusiv și poate fi folosit inclusiv pe sistemul de heads-up display. Pe urmă, la partea de audio, ai input, fie stick, cum am pus eu acum, fie Android, fie iPhone, fie un iPod sau o mufă de auxiliar sau chiar și o mufă HDMI. Intrările se regăsesc aici și le putem vedea și chiar te descurci. Are inclusiv parte de redare video, poți să schimbi niște albume de aici, eu momentan am doar muzică pe el.
se poate vedea aici redarea respectivă. Pe butonul telefon ai o conectare la un telefon cu Android sau cu Apple CarPlay. Nu e cazul să-l arăt acum. Și e partea de vorbire, practic, doar aici. Și iar asta este partea de înapoi și setarea luminozității. În ecranul principal există mai multe opțiuni pentru setări. De exemplu, se pot seta chestii care țin de sistemul de navi, adică configurări de culoare, de afișaj, de volum, de recunoaștere vocală, de alerte audio, limbă și suplimentar acest ecran mai important, unde ai toate sistemele de siguranță ale mașinii și deschidere. De exemplu, pe partea de haion electric poți seta dacă să-l deschizi cu ajutorul piciorului, adică fără mâini, fără să folosești cheia. De asemenea, la partea de portiere poți să deschizi geamurile sau să pliezi oglinzile prin gesturi, adică folosind sistemul de keyless entry. Poți debloca doar portiera șoferului sau toate portierele. Genul acesta de setări care mi se par important de făcut. Suplimentar, pe lângă partea asta, ai și informații care țin de computer de bord, de sistem, un grafic de... Asta ți arată inclusiv seria mașinii. Un sumar al computerului de bord. V-ați prins. Ideea e că am zis să intru prin toate meniurile ca să vedeți despre ce e vorba și cum arată. Suplimentar, mașina mai are în zona genunchiului stâng, așa au toate Hondele, un grup de butoane. Acestea reprezintă toate sistemele de siguranță care pot fi activate și dezactivate. Acesta este Lane Keeping Assist-ul, care are atât funcție de informare cât și funcție de corecție prin rotirea volanului și funcționează în tangență cu sistemul de cruise control adaptiv. Aceștia sunt senzorii de parcare. Ăsta este un sistem numit CBMS, Collision Braking Mitigation System, care pretensionează centurile. Menționez că la urcarea mașină, la prima poziționare a centurilor de siguranță, acestea te măsoară și se retrag până se întăresc și suplimentar la o frână puternică se strâng foarte tare. Aici este spălător de far la comandă. El poate fi activat și prin maneta de ștergătoare de pe partea dreaptă, dar la comandă poți să speli doar farurile. Aici este un sistem de alertă pentru situația în care mașina merge în mod electric și nu se aude deloc și atunci trebuie să producă niște sunete când detectează pietoni, ca aceștia să remarce mașina. Butonul de haion electric, zona de încălzire a bazei parbrizului unde se află ștergătoarele și sistemul VSA, Vehicle Stability Assist, care este practic SP-ul de Honda. Aici sus avem iarăși un buton interesant pe care dacă îl apăsăm, ni se ridică un heads-up display care afișează niște informații programabile de pe volan. Acele informații pot fi baleate folosind această tastă de aici de pe volan și heads-up display-ul poate fi reglat ca unghi. Putem vedea că îi se poate ajusta unghiul și suplimentar, dacă se apasă butonul HUD lung, pe bord apare un indice și folosind acelea săgeți, îi se poate regla intensitatea luminozității. O chestie foarte interesantă. Acum, partea finală a sistemului reprezintă sistemul de virtual cockpit. Practic avem un ecran, pe lateralele lui vom regăsi partea de informare a bateriei de litiu-ion, starea de încărcare, iar pe partea dreaptă, martorul de combustibil. Totul este digital, mai puțin selectorul de trip, de aici, acest buton, cu care balezi între rulajul mașinii și A și B și suplimentar poți legra și intensitatea ceasurilor prin rotație. Acest ecran este comandat de pe partea asta a comenzilor de pe volan. Mai exact, dacă selectezi acest buton, obții mai multe pagini. Prima pagină este consumul, care este afișat și grafic sub forma unei pictograme dinamice. Dacă mașina este înspre spate, conduce eficient și pictograma este verde. Dacă mergi normal, e neutră și albastră și mașina este pe mijloc. Iar dacă este
înspre înainte, se înroșește și înseamnă că conduci sportiv și implicit vei avea un consum mai mare. Următorul ecran se selectează fie prin apăsarea alternativă a acestei taste, fie prin folosirea săgeților stânga-dreapta. Acest ecran indică fluxul de putere al sistemului. În față avem motorul, jos avem bateria și în laterale roțile. Și aici se indică povestea cu băutul apei, adică dacă motorul cedează putere mecanică direct roților sau dacă produce curent pentru ca motorul propulsor să antreneze roțile, dacă cedează curent și în baterie, dacă atât motorul cât și bateria cedează curent motorului propulsor sau dacă motorul propulsor încarcă bateria prin sistemul regenerativ, care este activat folosind aceste clapete. Adică cu clapetele nu controlezi treptele cutiei de viteză pentru că nu există cutie de viteză, ci controlezi sistemul de frânare regenerativă. O să explic în tura de condus cum funcționează. Următorul ecran este un status de consum. Ăsta este un rulaj pe ultimii 400 de kilometri, făcut cam 100 de kilometri oraș și 300 de kilometri autostradă. Următorul ecran este iarăși un grafic de consum, afișat sub forma unor bare, nu m-am chinuit să-l aflu. Acestea sunt niște alerte limită de viteză care sunt programabile, poți să le pui orice valori. Și aici ai de fapt rulajul, tot așa o informație de computer de bord. Aici ai o busolă care poate fi clonată și pe heads-up display și ține partea de navi. Uitați că tot motorul a pornit să încarce bateria. Dacă revenim la al doilea ecran, putem vedea fluxul de putere. Motorul, prin generatorul de 105 kW, încarcă bateria și va încărca până când va ajunge aici undeva la 4 liniuțe și se va opri. Următoarele ecrane sunt acestea. Asta este recunoașterea semnelor de circulație, care pot fi vizualizate și aici, în stânga cuvântului ACC, ele apar oricum automat. Și aceste indicatoare îți pot stabili și limita de viteză a sistemului de limitare inteligent. Putem vedea, uitați, a crescut bateria la 3 liniuțe de la 2. Ulterior, avem acele limite de viteză, că m-am urcat mai devreme, aici le pot seta acustic, adică când mașina depășește valorile stabilite aici, îți emite o alertă audio. Eu, de exemplu, la Honda mea le-am setat la 60 și la 140. Aici ai un martor care îți analizează stilul de condus prin senzor și prin mișcările volanului, adică dacă vede că conduci haotic și simte cumva că nu ești atent la drum, îți dă o alertă să spună că ar fi bine să oprești, să iei o pauză. Acest sistem este repartiția puterii de 4x4, și se colorează prin niște săgețe albastre de diferite intensități și practic îți arată grafic care din roți trag și cât de mult trag, cât cuplu au repartizat. E foarte interesantă chestia asta că poți vedea în timp real când accelerezi, când frânezi, cum se distribuie acel cuplu. Acesta îți arată ce pasager poartă sau nu centura de siguranță. Aici ai partea de muzică. Dacă dai sus-jos de acest selector, se poate modifica sursa din stick în telefon, în radio FM, radio digital și ce input-uri mai în mașina asta. Iar dacă dai stânga-dreapta, schimbi melodia. Următorul ecran este cel de conversație telefon pe parte de audio, numai că nu am telefonul conectat, așa că nu va face nimic. Iar acesta este o conversie din mile în kilometri pe oră. Aici mai avem un buton de încălzire a volanului, care are și un martor dacă este activat, foarte practic pus aici. Iar această tastă reprezintă sistemul de Lane Keeping Assist și cel de ACC, de Cruise Control Adaptiv. Putem vedea că există și niște martori acolo care se activează apăsând acest buton de Main. Suplimentar, dacă apăsăm și această tastă, se activează sistemul de Lane Keeping Assist. Apar acele două linii și volanul îți va indica niște corecții, atât optic cât și prin baliere electrică. Dacă, de exemplu, setezi limitatorul, poți să ai așa limită simplă pe care ți-o setezi tu și așa limită inteligentă, care citește, de exemplu, indicatoarele. Dacă vei avea pe rutier un indicator de 80 de km limită, sistemul va adapta viteza maximă a mașinii la 80 de km pe oră, indiferent de ceilalți factori. Iar cu această tastă poți controla proporția cu care mașina
păstrează limita de distanță față de mașina din față. Adică asta. Fiecare liniuță din asta înseamnă aproximativ 15 metri la viteză mică și aproximativ 30 de metri la viteză mare. Practic, mașina simte distanța față de mașina din față și adaptează în consecință distanța păstrată. Așa funcționează orice pilot adaptiv, cum ar fi și distronicul de la Mercedes. Aici putem vedea în partea de sus din bord modul economy, modul sport. Motorul iar a pornit ca să încarce partea asta. Și dacă ai modul EV Drive disponibil, de exemplu acum nu am pentru că bateria este descărcată și mă informează. Practic contactul mașinii când este pus, vom vedea acest simbol mașinuță. În partea de sus există un grafic de power care înseamnă ceva similar turometrului. Când apeși accelerația, acela va crește, însă nu înseamnă că crește turația motorului, ci că se modifică necesarul de putere al motorului. Linia aceea mediană înseamnă că motorul este oprit, dacă se duce pe verde se face frânare regenerativă, dacă se duce pe partea albastră face putere. Ai o bară care este verde dacă conduci eco, devine albă dacă începi să conduci mai alert și roșie dacă conduci sportiv. Și ca să închei prezentarea de interior, voi arăta partea asta care mi se pare foarte practică, o oglindă pentru zona din spate și pentru că unele vin cu 7 locuri, unele mașini, dar nu varianta hibridă, pentru că acea banchetă n-ar avea loc de baterie. O să închei cu comenzile trapei, sunt două butoane, unul este pentru copertina textilă și se poate deschide fie cu impuls, fie total. Iar celălalt buton este pentru comanda trapei. Dacă se apasă în sus pe el, trapa se va ridica de spate, iar dacă se împinge în față, trapa se va închide și suplimentar, dacă se dă cu impuls în spate, trapa începe să coboare treptat și dacă nu, se va deschide complet. Această trapă are și un difuzor reflector care împiedică intrarea vântului în mașină și zic eu din punctul meu de vedere că cam astea au fost opțiunile de interior. Continuăm cu partea de test drive. Sistemul acesta mi se pare foarte eficient pentru că folosește toate componentele astea armonizate foarte eficient. Adică avem un motor cu ciclu Atkinson care pe etapa de urcare a pistonului în compresie închide supapele de admisie mai târziu folosind sistemul VTEC, iar pe etapa de expansiune păstrează întregul ciclu, astfel motorul obține o eficiență de 40%. Similar, Volkswagen are ciclu Budak unde închide supapa de admisie de vreme pe ciclu de admisie, adică atunci când pistonul coboară ca să înghită amestecul, dar efectul este similar. Ulterior, motoarele electrice fiind cuplate direct la roată, motorul generator fiind cuplat la motor și motorul propulsor fiind cuplat la roată, nu există pierderi mecanice. De exemplu, când mașina este în drive, ea are o polaritate a motorului propulsor care face mașina să meargă înainte. În momentul în care selectezi marș arier, pur și simplu se schimbă polaritatea motorului și mașina merge cu spatele. Face chestia asta pur electronic, nu dintr-o componentă mecanică. Adică nu ai pierderi pe un sistem mecanic cu pinioane, așa cum este la o cutie de viteze standard. De asemenea, neavând cutie de viteze, frânarea regenerativă se produce direct din roată. Asta este avantajul, pentru că nu ai pierderi. La o cutie automată pe un sistem hibrid plug-in, toată energia mecanică trebuie să treacă prin toată cutia de viteze până să ajungă la motorul electric. Și există niște pierderi de 20%. În cazul acestei Honda, roata dă direct în motorul electric și ai mult mai eficientă frânarea regenerativă și reîncărcarea bateriei. Și aceste motoare, practic, sunt gestionate de o baterie pe litiu care are o rată de încărcare și de descărcare mult mai bună decât una pe nichel metal hidrid. Și sistemul e făcut să fie foarte eficient. Hai să vedem la drum cum se traduce această explicație tehnică pe care am făcut-o. Salutare, dragii mei! Bine v-a regăsit la tura de condus. Hai să vedem cum se simte o mașină fără cutie de viteze. Așa cum am explicat mai devreme despre ce e vorba. Ideea e că la mașina asta pur și simplu trebuie să ignori zgomotul motorului, pentru că ce auzi tu sunet de motor pe benzină n-are absolut nicio legătură cu ce se simte la roată și cu ce comanzi tu din pedala de accelerație. Pentru că practic tu cu accelerația controlezi
debitul de curent care intră în motorul electric mare, care antrenează direct roțile. Faptul că motorul termic se turează pe fundal este o consecință secundară a nevoii producerii de curent electric. De exemplu, acum mașina merge în mod hybrid drive, adică primește curent atât de la motorul termic și al său generator, cât și din baterie. Dacă, de exemplu, pe un drum din ăsta drept am ridicat piciorul de pe accelerație, mașina oprește motorul termic și varsă curent în baterie, încarcă bateria. Se numește frânare regenerativă. La fiecare frânare din asta regenerativă, câte un pic, cât un pic, se umple bateria. Gândiți-vă că bateria asta este ca un pahar de masă. Și tu torni în el apă și bei în același timp. Și practic, dacă torni mai multă apă decât bei, la un moment dat paharul se va umple. Dacă, în schimb, vrei putere mai mare, paharul începe să se golească. Și tu, dacă vrei să bei mai multă apă, rămâi fără apă în pahar. E, atunci gândiți-vă la motorul termic ca la o sticlă de apă, care toarnă în continuare în pahar apă. Practic, acum consumăm curent și din baterie și din generarea curentului asigurată de motorul termic. Adică bem apă și din pahar și din sticlă, ca să zic așa, mai plastic. În momentul în care ne-am stabilizat și nu mai dorim o accelerație hotărâtă, mașina merge cât de des posibil pe modul electric. În momentul de față, motorul ei termic este oprit. Acum am 75 de km pe oră. De exemplu, când urmează o pantă, cum este aici, ne putem folosi foarte bine de padele. Aceste padele, contrar aparențelor, nu controlează treptele cutiei de viteze, ci gradul de recuperare a energiei regenerative. Adică, de exemplu, dacă apăs de 4 ori pe minus, crește foarte mult frâna de motor electrică și îmi încarcă bateria. Acum am 4 liniuțe la baterie în partea dreaptă și acel indicator tot continuă să crească. Dacă faci frână de motor, bateria tot primește curent de la motorul mare al roților, motorul electric, care debitează curent în baterie. În momentul în care apăs accelerația mai tare și necesarul de consum crește, bateria începe să se golească. Și auziți cum motorul stă turat, dar el nu e conectat direct la roți. Dacă, de exemplu, dai pe modul sport, îți turează motorul mai mult, scoate cât mai mult din el și accelerațiile se resimt cel mai viguros. Aici, de exemplu, că urmează o curbă, frânezi și cu pedala și activezi și frânarea regenerativă și bateria de la 3 liniuțe a crescut la 4 liniuțe. Deci orice frână, oricât de mică, înseamnă eficiență. Nu vă gândiți la mașina asta că eficiență înseamnă consum mic. Înseamnă modul ăsta de operare. Și după cum putem vedea, chiar dacă senzația ei de mașină este ciudată, nu înseamnă că e lentă. Deci poți foarte ușor să faci depășiri cu ea, fără niciun fel de efort, pentru că totuși motorul la electric are un cuplu de 315 Nm și o putere de 181 de cai. Adică chiar te descurci cu el fără probleme. Numai că, până la urmă, ține de tine ca șofer să dozezi consumul ăsta. Pentru că și pe o mașină termică, cu benzină sau diesel, dacă mergi haotic, vei avea un consum mare. Asta se întâmplă și aici. Dacă ești finuț cu pedala de accelerație, poți obții consumuri chiar bune. Adică în oraș, de exemplu, dacă ești foarte disciplinat, chiar poți să scoți un 5%. Iar eu, la stilul meu de mers, fără să judec consumul, am obținut 7,4. La mers real, din drumul Taberei până în Dristor și după aia a ieșit pe autostradă. Adică am făcut o oră cu mașina în trafic bară la bară și am avut 7,4 consum. Pe drumurile astea întinse pe autostradă, ai un consum de, acum mi arată, 9,6% medie, după ce am venit cu 140 de km pe oră pe autostradă până în zona asta de aici, de la Constanța. Și mașina oricum are aceste calculatoare, bordul ăsta îți indică fluxul de putere, îți indică și consumul și îți dă și o notă de asupra stilului de mers. Până la urmă, tu nu cred că ar trebui să judeci toate chestiile astea, pur și simplu trebuie să fii șofer. Te urci în ea, ai selectat drive și mergi. De exemplu, dacă vrei să mergi mai sportiv, selectezi modul sport. Ignorați acest sunet de motor turat, pentru că el nu e conectat la roți.
Și n-are o accelerație să-ți rupă capul, ca să spun așa, însă categoric e mai mult decât suficient ca să poți să ai o dinamică bună, din punctul meu de vedere. Și dacă dai muzica tare, oricum și la o mașină modernă pe motor termic, nu vei resimți turația motorului, vei vedea doar niște ace. De exemplu, mașina asta nu are turometru, are doar un grafic de power, de putere, care în stânga se duce în funcție de charge și în dreapta se duce în funcție de power. Și practic, ăla ar fi indicatorul apăsării pedalei de accelerație. Când apeși mai tare, graficul ăla crește. Și deasupra ai o bară care este verde dacă conduci eco. Și dacă apeși mai tare, bara aia se transformă în culoare albă și după aia în culoare roșie, ca să-ți indice că devii gurmand cu puterea. Și implicit și consumul mașinii va crește în situația asta. Adică e o mașină versatilă și mi se pare că e un răspuns într-adevăr bun la ce a făcut Toyota în ultimii 20 de ani cu sistemul Hybrid Synergy Drive, care practic era de nebătut până acum. Și mi se pare un sistem mai rafinat decât aceste plug-in hybrid pe care le au alte mărci, pentru că e total diferit. Adică prin faptul că n-ai cutie de viteze, e mult mai simplu. Și ce apreciez eu la mașina asta este ușurința cu care se deplasează. Nu are niciun fel de șoc. Nu simți niciun schimb de treaptă, o inferioară greșită, că ai schimbat cutia prea devreme. Ai tot timpul cuplu și mașina se simte exact ca și cum ar fi pe o pernă de aer. Și este, să zic așa, jumătatea de la partea de la roți, este strict o mașină electrică. Iar rare ori are doar motorul cuplat pe roți. Ca să ai motorul cuplat pe roți, trebuie să te deplasezi cu viteză de aproximativ 100-110 km pe oră și să mergi cât de cât constant. Acum, de exemplu, merg doar pe motor, fix în momentul ăsta. Și încarcă și bateria. Adică roțile sunt antrenate strict de motorul termic. Cel electric are rol de generator. Și dovadă că am 6 linii la baterie când mă uit acum. Deci după vorba asta de 5 minute, mi-a și încărcat bateria, deci pot să dau o talpă. În momentul ăsta intră din nou consumul din baterie, cât și cel generat de motorul termic. Mă rog, asta e o discuție destul de amplă, ați văzut, dar am vrut să înțelegeți cât mai bine ce resimt eu acum conducând-o. Ca să vorbim totuși în termeni mai prietenoși, hai să vă explic cum o simt ca mașină. Gândiți-vă că toate aceste platforme hibride, fie ele plug-in hybrid, hybrid simplu, serie paralel sau mild hybrid, pot fi puse pe orice mașină, fie că ea înseamnă ceva de talia unui Matiz sau de talia unui Mercedes GLS sau unui Cadillac Escalade. Sunt niște platforme foarte ușor de montat pe orice tip de mașină și practic rămâne în sarcina ta ca șofer să-ți alegi ce mașină ți se potrivește ție cel mai bine. Poate unii ori să vrea o Honda Accord, de exemplu, pentru cine poate să cumpere în America, că e fan sedan și nu vrea SUV-uri. Perfect de acord, găsești exact același sistem și pe mașina respectivă. Hai să o judecăm din punct de vedere SUV, cum este ea. Mie îmi place că este o mașină foarte spațioasă, se vede bine din ea, are oglinzile mari, trapa asta chiar e de efect, adică are opțiuni de confort. Ok, n-ai prestanța pe care o ai într-o mașină nemțească scumpă, dar e clar că e o alternativă foarte bună la o mașină cu motor termic, pentru că nu plătești taxe, nu ai impozitele foarte mici și una peste alta se conduce foarte plăcut. Ai o suspensie foarte bine reglată, chiar dacă e MacPherson pe față și multilink pe spate. Și ce mai important față de RAV4, de exemplu, este că sistemul de tracțiune integrală este unul pur mecanic, adică RAV4 folosește sistemul hibrid pe puntea față, iar pe puntea spate are încă un motor electric care nu este fizic conectat cu nimic din față. Și e un pic ciudată tracțiunea, adică nu e o tracțiune 4x4 mecanică reală și nici nu se va comporta ca atare. Însă mașina asta are inclusiv aici în bord, într-unul din zecile astea de meniuri, un ecran care îți indică repartiția cuplului. De exemplu, acum e doar tracțiune față. În momentul în care urc un pic de deal, au început să prindă și roțile spate. Și chestia asta o face prin pompa aia pe care am explicat-o mai devreme la prezentarea exterioară. Adică, practic, în funcție de situație, ea îți dă cuplu exact unde trebuie.
atât pe înainte înapoi, cât și pe stânga-dreapta. Nu face torque vectoring pentru că nu-i genul ăla de tracțiune integrală, însă pe un carosabil problematic, cum ar fi unul ud sau unul cu zăpadă, se va comporta admirabil. Adică știi sigur că ai un SUV la fel de 4x4 ca oricare altul bun. Adică este exact același sistem pe care îl găsiți pe un CRV 1.5 turbo benzină cu CVT, care nu are nimic hibrid în el. Asta e avantajul acestei mașini. Și forma asta de SUV este pentru cine are nevoie și gustă acest tip de mașină. E o mașină care, în opinia mea, oferă un loc în spate foarte bun, e foarte confortabilă și are o grămadă de opțiuni. Chiar dacă prețul ei poate părea unul mare, și anume 45.000 de euro în configurația asta, totuși primești multă mașină la banii ăștia. Adică hai să fim serioși, la un brand nemțesc, chiar și Volkswagen, trebuie să fii un pic atent cu dozajul banilor ca să configurezi mașina în prețul ăsta. Ori aici la Honda, de prețul ăsta chiar primești full option. Adică mașina asta are tot ce se poate monta pe o Honda. Și asta e mișto, că japonezii și coreenii în general au învățat că poți să câștigi cotă de piață oferind ceea ce alții nu ți oferă. Adică la un anumit palier de preț îți oferă foarte multe opțiuni. Asta e avantajul. Și ok, eu nu am bani să-mi iau, de exemplu, acum. Dar e o mașină pe care o înțeleg și are clar clienții, pentru că până la urmă trebuie să cumpere cineva mașini noi. Și mă gândesc, nu știu, prin prisma faptului că, să zic, aș locui în Balotești, pur fictiv. E undeva la o distanță de 30 de km de București și dacă lucrezi în oraș, gândiți-vă că cu o mașină din asta nu plătești parcare. Deci dacă lucrezi într-o corporație în centru, știam, am lucrat și știu de la colegii care veneau cu mașina, îi costa aproximativ 300 de lei pe lună parcarea. Dacă lucrezi un an întreg, ajungi să economisești undeva la 4.000 și ceva de lei, doar prin faptul că nu mai plătești parcare. Din nou, impozitele. Ai 9 lei impozit la mașina asta, pentru că în București cel puțin ai reducere 95% la costul de impozit. Și nu în ultimul rând, ai un consum foarte bun pe rulajul mixt. Adică cu un SUV de 1,7 tonă cu motor pe benzină sau diesel mare, o să ai consumuri destul de mari, adică cu greu obții o medie de 10. Pe când cu mașina asta chiar poți rula cu 7. În timp așa, dacă tot mergi zi de zi și faci foarte mulți kilometri, mi se pare o economie foarte bună. Adică de asta, e o mașină care cred că e destul de complex de explicat, de consiliat pe parte de vânzare, prin faptul că lumea când aude hibrid se gândește la zeci de kilometri autonomie, că mașina e numai electrică. Nu e așa, trebuie să o explici exact cum am zis eu. Ce faci cu ea? Beneficii. O persoană, de exemplu, care merge în concedii și face foarte mulți kilometri, în principiu nu prea și-ar găsi utilitate într-o mașină din asta, pentru că la drum lung nu scoți avantajul maxim al sistemului hibrid, însă trebuie să recunosc că chiar și la drum lung mașina trage suficient pentru nevoia de dinamică a unui SUV cu o familie în el și este foarte rafinată la rulaj. Adică zici că este chiar o mașină electrică la comportament, și anume datorită faptului că roțile sunt antrenate 90% din timp pur electric. Adică ele sunt învârtite de un motor care primește curent. Faptul că el primește curent dintr-o baterie sau dintr-un motor, asta e partea a doua. Da, e chiar o mașină interesantă și ideea este că Toyota e o alternativă bună la asta, numai că va fi diferențierea făcută între fanii mărcii, probabil. Pentru că sistemul Hybrid Synergy Drive este mult mai complex, însă are niște pierderi mecanice. Nu este la fel de eficient ca aceasta, dar recunosc că pe Toyota, dacă mergi mai disciplinat, poți să obții consumuri mult mai bune. Și ce mai îmi place la mașinile astea noi este faptul că au toate aceste sisteme de siguranță active, care chiar te salvează. Nu trebuie să te încrezi total în ele, însă chestia asta clar ajută. Cam asta a fost prezentarea de exterior și, nu știu, poate a fost un pic diferită față de cum vorbesc eu despre mașini în mod normal.
Însă gândiți-vă că nu e o mașină atât de comună ca format, acest hybrid. Chiar e destul de complex de explicat și mă pun în locul unui agent de vânzări de la o firmă care trebuie să vândă așa ceva. E complex de explicat. Chiar nu e ușor deloc să explici chestia asta, pentru că mulți se blochează în niște detalii pe care nu le înțeleg. Și de asta, eu, dacă ar fi să dau un sfat, dacă ați înțeles cât de cât ideea de mașină hibridă, luați-vă una și pur și simplu conduceți-o. Nu mai judecați cum funcționează motorul, nu știu, dați ecranul pe navigație și ascultați muzică și apăsați pedala de accelerație. Veți avea o mașină cu mers mult mai rafinat decât una pe benzină cu cine știe ce cutie automată leneșă sau complexă care să necesite atenție și revizii. Nu, mașina asta are doar motor și servisare doar pe parte de motor, schimb de ulei și diferențial, uleiul din diferențial, atâta tot, prin faptul că este 4x4. Cam atât am avut eu de zis despre ea și dacă v-a plăcut, dați-ne și nouă un like, un share și sper să mai prind și o mașină cu alt sistem ca să pot să vă arăt diferența, așa cum o resimt eu aici, da? Mașina chiar este interesantă și a meritat prezentarea făcută și cu ocazia asta mulțumesc Honda Trading România că ne-a pus la dispoziție această mașină pentru test drive, ca să vadă și lumea că există și o alternativă, adică trebuie să recunoaștem că s-au schimbat vremurile și în viitor va trebui să ne orientăm cam spre așa ceva din punctul meu de vedere. Eu cam atât am avut de zis, sper că nu v-am ținut ocupați prea mult, că v-a plăcut materialul nostru și ținem legătura. Ne vedem la următoarele review-uri. Salut!